în această zi și dimineață de sabat să binecuvântez pe Tatăl și Creatorul nostru, Iahvele oștirilor, Împărat al întregului Univers, împreună cu scumpul și dragul nostru Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos, numele Căruia ne-am adunat în această zi, prin marea putere a Sfântului Său Duh, în veci de veci. Amin. Mulțumim Părintelui din Ceruri pentru că ne-a mai ajutat ca încă de această dată să ne mai putem strânge la oaltă, să fim împreună în locul acesta și să mai petrecem un sabat binecuvântat în prezența Lui și în prezența altora. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze această adunare a noastră la oaltă, să binecuvânteze serviciul care vom face aici de închinare și de laudă și de mijlocire, să binecuvânteze întreaga adunare și doresc să fiți binecuvântați de Domnul, voi toți cei care sunteți prezenți aici, cu mic, cu mare, cu tânăr, cu bătrân, părinte și copil, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea o inimă bună, să ne dea o inimă bună și să putem aduce Lui o închinare plăcută, așa cum cere și dorește de la noi Tatăl din cer. Să ne arătăm și noi față de iubirea și dragostea prin faptul că păzim poruncile Lui. Este o dovadă faptului că Îl iubim. Și aceasta nu neapărat dintr-o obligativitate, dintr-o iubire și dragoste față de El, să fie supunerea noastră, să fie ascultarea noastră, să fie subordonarea noastră, să fie venirea noastră la adunare, să fie cântarea noastră, să fie rugăciunea noastră, să fie îndemnurile și sfaturile care se vor da dintr-o iubire și dragoste sfântă și dintr-o necesitate de a crește și de a ne întări sufletește și de a ne zidi pe credința aceasta a Sfinților. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Amin. Aș dori ca să vă ridicați pe picioare și aș vrea ca să continuăm cu o rugăciune, spun să continuăm cu o rugăciune pentru că am început prin cântare. Iar dacă am început prin cântare, aș dori ca să continuăm cu o rugăciune care aș vrea să o înălțăm înaintea Tatălui nostru din ceruri și să-i aducem Lui mulțumirile noastre, să-i aducem Lui laudele noastre, să-i aducem Lui recunoștințele noastre. Amin. Pentru că ne-a făcut mult bine și Psalmistul într-o împrejurare spunea binecuvântează suflete pe iartă. Și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și apoi enumeră acolo pentru ce să-L binecuvântezi. Pentru că ți-a făcut mult bine. Amin. Pentru că ai intervenit de atâtea ori în viața ta și în viața mea. Pentru că ai intervenit de atâtea ori în familia ta. Numai pentru simplu sau multul fapt că ne-a adus la cunoștință această veste a mântuirii, pentru faptul că ne-a oferit această șansă de a cunoaște pe singurul eliberator, salvator și mântuitor, Domnul nostru, Mesia, pentru faptul că ne-a făcut această specială chemare și această sfântă chemare și am putut să răspundem acestei chemări prin Duhul Sfânt care L-a lăsat să lucreze în inimile noastre, să ne conștientizeze de păcat și să venim la El. E o lume întreagă care zace în cel rău, o lume întreagă care zace în păcat, care îi pur și simplu obosită și îi îngreunată de povara păcatului, iar noi suntem chemați să venim la El pentru a primi odihnă pentru sufletele noastre, să găsim această pace în Domnul Hristos, să găsim această liniște, odihna despre care a vorbit El. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Acest sabat continuu al sufletului nostru, al vieții noastre, al trupului nostru în care am intrat de când l-am găsit pe El. Pentru faptul acesta, pentru mântuirea care ne-a pregătit-o, se vine să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pe El, pentru că ne-a chemat pe noi, ne-a chemat familiile noastre. Aleluia. Iar pe cele care încă parte din familiile noastre care nu sunt întoarse la El, să nu obosim în a mișloci și în a-i aduce înaintea Lui ca unul care are putere asupra vieții noastre și asupra omului. Aș dori să mergem în privința aceasta în rugăciune și să-i mulțumim pentru această stare de har în care suntem și pentru starea materială de bine, pentru bunurile fizice pe care dispune, pentru bunurile materiale pe care le folosim și care încă ni le-am mai permis și le-am găduit să le avem. Nu știm pentru câtă vreme și pentru cât timp, dar să-i mulțumim pentru că ne hrănește, pentru că ne îmbracă, pentru că ne oferă un loc unde să stăm, pentru că ne pune la adăpost de intemperii, pentru că ne dă toate aceste binecuvântări de care dispunem zi de zi, zi de zi. Uitând poate că de multe ori alții nu sunt în aceeași stare de bine și nu au parte de aceste bunuri de care ne împărtășim noi.
Să nu uităm ca să fim recunoscători și pentru lucrul acesta și să-L lăudăm pe El. Amin. Pentru vremurile în care am ajuns ca să ne naștem, pentru vremurile în care am ajuns ca să trăim. Este un har și lucrul acesta. Amin. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem toate aceste lucruri și mersul vieții. Aș dori să citesc Psalmul 45, în urma cărora aș dori să ne plecăm pe genunchi și să facem această rugăciune de laudă și de mulțumire la adresa Marelui nostru Stăpân. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul. Capana unui scritor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. De aceea te-a binecuvântat iacătărăcie. Războinic vitează, încinge-ți sabia, codoaba și slava. Da slava ta, fi biruitor, suie-te în carul tău de luptă. Apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare. Și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor Împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul domnia împărăției tale este un toiac de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia țumpul de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de filde și te înveselesc instrumentele cu cors. Printre preiubitele tale sunt fete de împărați, împărăteasa, mireasa ta stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică! Ascultă, poporule, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău, neamul tău și casa tatălui tău. Și atunci Împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Și fica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete de bunăvoința ta. Fata Împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea Împăratului îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete însoțitoarele ei care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa Împăratului. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi. Îi vei pune domn în toată țara. Din neam în neam îți voi pomeni numele. De aceea, în veci de veci, te vor lăuda popoarele și să-L lăudăm și noi. Amin.